fulgii de zăpadă sunt toți plați, dar nu sunt identici. Cum se formează aceste cristale și mai ales ce se întâmplă până ajung pe Pământ, aflăm de la prietenul nostru, fizicianul Cristian Presură. Un foc de zăpadă se formează în jurul unei particule microscopice de praf din atmosferă. Astfel, vaporii de apă din atmosferă condensează pe particula de praf și apoi îngheață. Încetul cu încetul crește un cristal de gheață. Caracteristica oricărui cristal este că atomii săi sunt ordonați, așa cum sunt ordonați soldații într-un pluton aliniat, să spunem. La fel se întâmplă și cu fulgul de zăpadă. Moleculele de apă sunt polare, ceea ce înseamnă că se atrag electric. Fiecare moleculă este formată din 2 atomi de hidrogen și unul de oxigen. Ele sunt așezate într-un triunghi obtuz, în care unghiul este nu cu mult diferit de 120 de grade. De aceea, structura inițială a fulgului conține 6 molecule de apă, rotite și așezate sub forma unui hexagon regulat. Simetria aceasta se păstrează și pe măsură ce alte molecule se adaugă la structura inițială. Cristalul de gheață crește, dar rezultatul depinde de condițiile atmosferice, temperatură și umiditate. De aceea, niciodată doi fulgi de zăpadă nu sunt identici, chiar dacă provin din același nor. Ei au străbătut zone diferite până să ajungă pe suprafața Pământului. În anumite condiții de suprarăcire, creșterea cristalului este favorizată de-a lungul muchiilor sale. Acolo se așează mai repede moleculele de apă din jur. În acest caz, cristalul rămâne plat atunci când crește, iar rezultatul este un fulg de zăpadă plat.